Nu există o limită de vârstă atunci când vrei să înveți și să acumulezi cunoștințe noi. O demonstrează cei de la Azilul de Bătrâni din Strășeni, care, în pofida anilor, au început să se familiarizeze cu calculatoarele. Și ajută în această descoperire a tehnologiilor Natalia Grițco, director adjunct la Biblioteca Publică Raională Mihail Sadoveanu din Strășeni. Doamna Grițco nu a venit singură, ci împreună cu doamna Elena Sârbu, care este pensionară și studentă în cadrul acestui program. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit. Am zis bine, studente, pentru că până la urmă asta e, da? Acumulați cunoștințe noi, e ceva nou pentru dumneavoastră, da. Și învățați. Da. Corect. Da, noi mai degrabă le spunem cursanți. Aha, cursanți, da, ca să... Da. Așa cred că ar fi mai corect, da? Și mai pe placul dumneavoastră, până la urmă. Da. Haideți să discutăm pentru început despre acest program, cum a apărut ideea. Un program de familiarizare a oamenilor mai în vârstă cu tehnologiile, da? Așa înțeleg. Da, el mai degrabă este un serviciu de bibliotecă care l-am numit noi alfabetizarea digitală a populației. Pentru că în acest serviciu noi, prin acest serviciu noi, de fapt, intenționăm să cuprindem mai multe categorii de vârstă din utilizatorii noștri. Un grup aparte sunt seniorii, persoanele în etate, noi le spunem seniori, adică alfabetizarea digitală a seniorilor. Acest serviciu, de fapt, și-a luat începutul încă din 2015. Primul grup care a fost instruit la calculatoare a fost persoanele nevăzătoare. Instruirile au fost făcute în parteneriat cu organizația teritorială a Asociației Orbilor din Strășeni. Și aceste persoane au fost chiar ghidate de un formator specializat anume pentru astfel de persoane cu dizabilități de vedere. Să revenim la cursurile din acest an, da? Sau ele au început, durează de mai mulți ani? Nu, din acest an noi am reluat activitatea serviciului, pentru că în 2017 au fost primul grup de seniori instruiți și acum noi am reluat activitatea cu bătrânei și avem marți, chiar am realizat a patra ședință în cadrul acestui serviciu. Mă uit la doamna Elena și nu-mi vine să zic pensionară sau bătrânică, pentru că arătați foarte bine și vă mulțumim tare mult că ați venit astăzi la noi. Mulțumesc. Și vreau să vă întreb așa pe dumneavoastră, ca din prisma cursantului sau a studentului, vă place la ore? Îmi place, da. Ce învățați acolo? Ce ați învățat, eu știu, cel mai nou acolo? Nu știu, cum să căutați ceva, să ascultați pe YouTube sau cum să căutați în Google? Da, în Google am învățat, e că chiar data trecută și mi-a părut foarte interesant. E multă informație acolo, așa? Da, da. Putem să aflăm despre cineva, putem să aflăm despre ceva și chiar îmi place. Exact. Da, să, nu știu, să vorbiți cu rudele sau învățați da, și astfel de... Da, să comunicăm. Asta, în primul rând, mie îmi place că îți pot comunica cu copiii mei și cu nepoții de peste hotare. Până acum nu prea puteați face acest lucru sau de la un telefon performant? Am un băiat și el mi-a arătat acum și eu nu mă vorbeam. Dar acum eu singura îți pot intra. Da, da, și acum oricum aflați mai multe șmecherii acolo. Vă ajută da, doamna Grițco să... Da, ne ajută, ne lămurești foarte bine, da... Am învățat tastatura, am învățat ceea ce la Inter, noi nu știam nimic. Aha, și, dar e greu să asimilați toate aceste informații? Sau... Nouă ni se dă la persoanele în vârstă mai greu ca când eram tineri, dar asta știm noi până la urmă. Important e că vă doriți da. Și că da. Vă place. Îmi place. Și mare baftă să aveți. Doamnă Grițco, dacă e să vorbim mai mult, eu știu, despre acest curs și despre cursanții, ce categorie de vârstă? Adică, câți ani au participanții la cursuri? Cam de la 70 de ani. 70 până la? Da, 70-75. 70-75 de ani. Foarte frumos. Dar și... ei sunt destul de insistenți și foarte precauți. Au venit chiar cu caietelul la instruiri. Responsabil. Mult mai responsabil decât tinerii, așa? Da. Bravo. Nu se bazează doar pe memorie. Eu îmi imaginez cum arată aceste conspecte și acolo la azil, nu știu unde vă întâlniți, la cafenea sau așa, mai discutați
discutați, da? Mai repetați între voi temele. Discutăm, da, 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 discutăm. Ne întreabă, voi înțelegeți ceva acolo, nu zic, însușăm noi câte o leacă. Da, bravo. Și cât durează aceste cursuri și de câte ori pe săptămână vă întâlniți? Odată ce este un serviciu presupune o desfășurare regulată, o dată pe săptămână, la ora 10, o oră durează instruirea, pentru că vă dați seama categoria de vârstă și este mai complicat să ținem aceste persoane mai mult timp la instruire. Și într-o oră noi, eu de fapt mă strădui să le explic teoretic și după asta mai aplicăm și în practică. Le arăt mă apropii de fiecare și le arăt la monitor sau la tastatură care buton trebuie să fie apăsat și care este semnificația lui. Asta le permite să lucreze, să însușească bine calculatorul sau și telefonul sau tot ce ține și de gadgeturile noi. Da, da, absolut. Și îi ajutați pe fiecare după asta să vadă în funcție de telefonul pe care îl are, să se descurce mai ușor. Doamna Elena, dumneavoastră, cu ce scop ați venit la aceste cursuri? Cu scopul ca să pot comunica cu copiii în primul rând și eu văd că sunt multe lucruri interesante și vrem să aflăm mai multe. Am înțeles. Doamna Natalia spune că, nu știu, poate vi se dă mai greu, dar ținând cont de cât de pregătiți și responsabili sunteți, nu știu, eu mă gândesc că totuși însușiți rapid aceste informații, nu? Însușim noi, însușim. Și apoi, cred că practica bate gramatica la acest capitol, adică trebuie să stai, corect, să cauți. Corect, noi să ne prindem. Dar care a fost primul lucru pe care l-ați căutat, nu știu, pe Google? Care? Despre cineva. Eu, de pildă, am aflat despre Ion Sărucianu. Personalitățile care vă plac dumneavoastră, acolo sunt și biografiile lor. Biografie și cânticile lui și am apăsat unde trebuie și am primit cânticul. Aha, și de Wikipedia ați aflat de aceste biografii online. Care, doamnă Grisco, care este feedback-ul participanților, cursanților? Sunt foarte entuziasmate aceste doamne și foarte curioase. Una dintre cursantele noastre privește un film mai vechi, care spune că ea l-a privit la timpul respectiv, dar și a amintit și acum îl privește. Are ocazia să-l revadă, datorită tehnologiilor. Da, ați spus aceste doamne, adică doar femei sunt în cadrul programului sau sunt și bărbați? Sunt și bărbați, dar primul grup este format doar din doamne. Ah, primul grup. Da. Dar cam câte grupuri aveți? Primul grup este format din trei doamne, pentru că mie îmi trebuie suficient timp ca să mă apropii de fiecare și să-i explic. Deci într-un grup sunt aproximativ trei persoane, până la cinci ar fi. Da. Vă dați seama, atunci când grupul este doar din tineri, este mai ușor, pentru că tinerii mai cunosc de ceva din tehnologie. Ei nici nu au nevoie de lecții, probabil. Sușesc totul din mers. Dar persoanele în etate au nevoie să te apropii, să le explici, să le arăți. De asta am convenit chiar cu responsabilii de la azil să formăm grupul din 3-4 persoane. După asta, noi intenționăm să mai avem un grup. Deja poate o să fie mixt, pentru că până la urmă îi delegează de la centru. Am înțeles. De la centru. Iată așa că noi suntem pe final, dar ca o mică remarcă pentru doamna Elena, să știți că și acest interviu o să-l puteți vedea pe YouTube, pe pagina noastră, Telemagazin Moldova, așa că o să-l urmăriți de câte ori o să aveți nevoie și o să-l arătați și colegilor dumneavoastră. Noi vă mulțumim tare mult pentru prezența în această emisiune, dar și pentru exemplul dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, cum spuneam la început, la orice vârstă nu este târziu să începi să înveți ceva, să acumulezi cunoștințe noi. Vă mulțumim tare mult pentru prezență!